Pune semnalul când ești cu cai pe șosea, frate. La ce altitudine o fi acolo sus, bă? Dar aici cât e, să văd? Aici este... 1628. Deci aici este 1628, acolo cât să mai fie? Încă 1000? Poate că... No, 27 de kilometri, tot așa. Știi, mă, ceapă, ești prost, ceapă verde. Villard d'Aren. Villard d'Aren. Ia uite, mă, găinușele sunt acolo. Au și ouțe. N-ai să crezi. Ia uite, Ciclasoma mechi. Nu-i rău. Simt că mi-a intrat ceva în ochi. Opa. Bă, știi ce cred? Fii atent că mi-a venit o idee. Stai, mă, că mi-a intrat ceva în ochi. Stai că-ți povestesc că... Nu știu ce pui mei, dar simt că am ceva aici în ochi. Cred că bine ar fi pentru toți locuitorii, aproape pentru toți locuitorii planetei, acolo, să își ia o dată pe an, timp de 45 de zile, să stea doar el singur aici pe munți, undeva în pustiu. Știi de ce cred asta? Lăsa direct cu camerele voastre. Eu cred că dacă stai timp de 45 de zile singur, doar tu cu tine, eu cred că vii totuși alt om înapoi în civilizație. Așa cred. Sunt 45 de zile. Uite-mă, aici m-am îmbălăcit. Aici, jos. Știi? Nu mai parca nimeni de când am fost eu aici. Bă, știi de ce cred asta? Pentru că eu cred că te schimbă un pic să stai doar cu tine. Pentru că noi suntem într-o viteză în continuu. În continuu suntem în viteză, știi? Suntem angrenați de fel de fel de chestii. Și uităm să stăm cu noi înșine. Ne supărăm pe ăla, îl certăm pe ăla la alt, știi, face tot felul de prostii. Eu cred că da. Să se dea o lege. Văzut niște antene acolo sus. Face poză la văcuțe. Du-te și ia și mergi că mai ai de mers. Nimă ce Fiat, ăla era Fiat. Decapotabil.
Hai, bă, că măcar ai bunul simț și dă-te într-o parte să merge. Ești nebun, cred că sunt prea sus aici. Ba nu, mă, că poți să urci și mai sus. Da? Aia de pe unde vin? De acolo oricum și noi? Cred că da. Hai mai sus, vreau să mă opresc un pic. Nicolas! Vezi apa de acolo? Fucking shit. Unbelievable. Bă, aia zici că stă să cadă zăpada aia de acolo. Wow, și mai sus, acolo, după autobuz. Dă-i, dă-i, după autobuz. Ah, stai că ăștia sunt aici. Pana? Dă-i pace. Merg și așa, pe jantă. Bă, mai filmează asta să vorbesc ca nebunul singur. Uite ăla unde are colibă, frate. Ce tare, mă. Zic că e un biciclist, galbenule. Mana asta, și-a luat toate sandwich-urile din frigider. No, serios. Mana, vine un motociclist. Oooo, nebuna pământului. Asta e chiar pe casca ei, știi ce zic? E poștaș din ăla. Ăștia da poștaș, mă. Că i-a scris Vasilică de la Botoșani lui Codruța de la Eforie. Dure pe descrisoare. Nu, ești nebun că s-o strecura femeia. Dai seama că dacă face ruta asta, știe despre ce e vorba. Drum acolo. Bă, chiar era faină o cameră din aia la 360 de grade. Serios, o montam acolo deasupra, așa de fain, cred că s-ar fi văzut totul. Nu, no, trebuie să achiziționăm o chestie din aia. Nici unde s-a dus, fain. Dracu' erau pe ea. Știi la ce m-am uitat iar foarte mult? La iarbă, ca să zic. La plantele de pe drum. Și pe unde mai cobor. Mă uit așa cam ce plante predomină și dacă le pot identifica cu plantele noastre. Să știi că sunt foarte multe, sunt asemănătoare cu ale noastre, nu știu dacă sunt identice chiar alea. Interesant aspectul. Dar dincolo ce dracu' fi, că mi-ar plăcea să știu. Vezi că pe ăsta nu este vegetație deloc. Vezi numai pietre. Dar pe ăsta la alt mai este ceva vegetație. Asta zici că e construit, e făcut, nu știu cum. Aici cred că e foarte fain să dormite, sunt niște oameni, merg pe jos, se duc la babele și se întorc înapoi.
gata, mă, am ajuns aici, la lac, sus. Știu ce fac aici. Mâncă. Hai, bun apetit. Metri. Cu motorul cred că este iarăși fain. Aici m-am sunat Călin. Știi? Povesteam cu Călin. Vrei să ieși? Nu, cred. Acum la vale cu noi. La vale, vale, vale. La vale, vale. Uite mieluți. Bă, zici că sunt de plastic, nu tot acolo erau, mă, și când am venit ieri încoa. A? Și ce dracu, numai acolo le ține, cred că sunt grădite, văd că... grade temperatura exterioară. Avem vreun coleg prin zonă? Sau pe Facebook? Am băut apă, ți-am zis că am băut apă de acolo. E ok, mi se pare foarte ok. Nu e la fel de faină ca aia de pe Transfăgărășan, dar mi se pare ok. Ia uite-l. L-ai văzut? De aici îl văd. Turnul ăla cu antenele. Antena, mă. Mamă, cred că am filmat rea cu tot ăsta. Mai merge camera? Ia uite. Mai mereu. Cred că e al 7-lea ăsta. Hai că o mai las atunci, dă-i pace. Sau stai un pic că vreau să o pun aici pe ăsta. Știi? Stai așa că... I-a transpirat creierul de la chestia asta. Ia uite, apă și aici. Apă, apă, apă. Position found. Tu crezi că mai sunt radare tu aici? Nu, stai cu mine. No, deja am dat 5 și 10. Nu am cum să ajung mult, zic eu. Nici n-are rost să mă mai strâng foc. Dacă tot a ieșit, pune-te și vești, te rog frumos.
acolo. Vai mama ta. Îți aduce aminte pietrele alea? Nu știu dacă te-ai uitat și mai în spate. Sunt pietrele alea care stăteau așa ca pe, ziceai că-s poză din alea de pe Google, știi? Tot pe acolo trece. Sunt curios dacă mai este piatra aia mică pe care am așezat-o eu. Dacă este, mai punem una. Ce sunt curios, iar la Marele Canion acolo, cred că și acolo e super fain, este? Eu cred că e fain acolo. Folosesc nicio treaptă inferioară că n-are rost, pentru că nu sunt nici încărcat. Ce e un stai, mă liniștit, că am totul sub control. Nu sunt încărcat și nu necesit. Frâna nu o folosesc excesiv, e ok. Când m-am dus încolo a fost mai nasol, pentru că am fost încărcat. Aici e la cabana Trei Brazi. Nu mai merge. Bă, îți dai seama cât de fain este să ai o rulotă și să ai și timp. Că bani găsești. A, o să ai că am niște motocicliști în spate. Oh, the fuck. Sper că nu s-o rabs. Ana, asta bogat. Grade, știi că în Italia sunt 30. Știu ce fac aici.
cere. Happening. Nu vrei să treci? Asta e milițian. L-am văzut și el. Tot așa mergea, dar mergea încolo. Intersport.
Acum să nu ai așa asta. Servus. Ce s-o auzi? Asta e un sunet suspect. A, se termină bateria la asta. Toți copiii la aia, 2 euro, vreo 8. 8? Eu nu ce s-a stăt. Au sunătoare, ți-am mai zis. Dar nu prea e ok să culegi plantele astea medicinale de pe marginea drumului, știi? Este o zonă de munte, într-adevăr, dar este trafic aici și nu e ok. Și bine ar fi să le culegi după ce plouă. Aici l-a cu căluții. Aici găsisem ceva net și am încercat să urc un pic ceva pe YouTube, dar nu, mergea foarte greu la Odelis ăsta. Da, aici am oprit. Ce, ți-a înțepăi una? Brian Song. Serios? Stai să vechi, frate. Uite, Eurotrafic, pot să alimentez. Wow, ce fain explozile. Mușcate, curgătoare sau ce s-a zis? Aici e o treabă cu schi. Da, uite ce fain. Mamă, câte biciclete, 1799 de euro era una. Ce ai făcut, mă? Cât, mă? 1799 de euro. Bine că nu era 1800. $1799 de pe Seiklus. Bă, dar știu că sunt și la 3000, dar e o bicicletă. Păi da, că și aici ai cu circ. Circ e tot globul acum, dar înțeleg, mă rog. Da. Circ și pită, ce e, mă? Valaur Tervo Express. Hai să crezi, m-am mai trimis la o, cred că vreo încărcare ceva. Încărcare, firma, pa. Marfa e pentru Zalău.
Deci am o marfă de zalău și am ceva coordonat aici. Vital Rope Industrie. Deci la Zalău trebuie să ajung. Și mai am marfa asta care o iau acum, nu știu unde trebuie să ajung. Care o să iau tot mâine dimineață. Oare o fi distanță mare între ele? Salut, mi-ai trimis acum ceva mesaj. Salut, Vali. Știi ce vreau? Da. Știi ce vreau să te întreb? Prima marfă pentru cine este? Pentru Bistrița. Deci avem Bistrița. Trebuie să văd un pic. Și Zalău. Bistrița și Zalău. Ok. Și încă o întrebare. Este distanță mare între cele două încărcări? Măi, e ceva distanță care e pe la Bergamo, după Milano. Asta însemnând ca și de kilometri. De la Torino. Și ca și kilometri, ai de... Mă, dacă pun pe busa de transport, nu pe busa de transport, pe net. Te poți uita, hai, te rog frumos un pic. Mă uit, mă uit. Tu cum ești? Ajungi astăzi? Nu, n-am cum ajung să ajung. Până în 4. Nu, nu am cum să ajung, că nu, suntem de pe aici. Și nu ajung deja, GPS-ul îmi dă ora 5 și nu mai forțez, că n-am de ce. Am înțeles. Atunci te cred zic eu aici. Torino. Băi, ai cam 185 de kilometri. Deci 200, am înțeles. De la Torino, cam 200 de kilometri, da. Bun, asta vreau să știu. Ce mărfuri trebuie să iau? La prima încărcare, vreo 5 paleți, cred că, da. Ei zicea 2 metri de podea la camion. Aia înseamnă echivalent de 5 paleți. Da, da. Și dincolo e un euro palet și ceva cutie care, da, zic că se poate suprapune peste. Aha. No, bine, bine, da. Ok. No, bine, ne auzim. No, bun atunci, Vali, hai că ne auzim atunci și vedem, bine? Bine, bine, te salut. Bine. Salut. Salut. No, închis tu? Nu știu de cât e, de 70 sau de 90. Uite-l aici. De 90. Dar cred că astea sunt de 80 acum, nu mai sunt de 90.